Intoxicație acută cu medicamente. În cazul în care victima este inconștientă, dar are respirație și puls, poziționăm persoana în poziție laterală de siguranță. În maxim 5 secunde, întoarcem victima cu fața în sus, cu membrele aliniate, ne așezăm lateral de ea, la nivelul umerilor. Facem hiperextensia capului, eliberăm căile respiratorii de corp străin, verificăm prezența respirației prin manevra PAS, aplecați deasupra victimei, privim mișcările cutiei toracice, ascultăm și simțim aerul respirat. Respiră. Verificăm prezența pulsului la artera carotidă. Puls prezent. Sunați la 112. Poziție laterală de siguranță. PLS. Așezăm brațul stâng în unghi de 90 de grade, podul palmei în sus, ducem brațul drept peste pieptul victimei, lipind dosul palmei de obrazul stâng, fixăm ținând de braț, ridicăm genunchiul drept, îl tragem, târâm cu călcâiul la nivelul genunchiului stâng, cu o mână pe genunchiul drept, cealaltă pe umăr, întoarcem încet victima pe partea stângă, așezăm coapsa dreaptă în unghi drept cu gamba, să nu facă compresie pe piciorul stâng, facem hiperextensia capului și îl orientăm cu gura spre sol. Putem ține victima în PLS maximum 30 de minute pe o parte.